aveți dreptate, și pentru că vorbeam, am văzut, doamna Crețu, am văzut ceva mai devreme declarațiile făcute de ieri de Traian Băsescu. Astăzi, la o întâlnire cu reprezentanța unor companii franceze, Traian Băsescu a vorbit și despre situația economică din România și a spus în felul următor. Din păcate, am fost atinși de criză, trebuie să admitem că a fost o estimare greșită cu privire la efectele crizei asupra României. În decembrie, evaluarea noastră oficială era de 3-6% creștere economică pentru 2009. În ianuarie am descoperit că avem o creștere negativă care a creat probleme și, foarte interesant, dar noi, politicienii, ne asumăm lipsa capacității de a anticipa evoluția economică pe piața românească. E destul de drag cuvântul ăsta președintelui, ne asumăm. E folosit pe de altă mult. Parte, cum să spun, eu sunt și în delegația parlamentară de lucru cu Banca Mondială și sunt instituții Banca Mondială și FMI-ul, care ele însele n-au anticipat, adică totuși nu cred că aici trebuie să acuzăm. S-a făcut acest împrumut și toată lumea speră, este cel mai mare împrumut din istoria României și toată lumea speră că ați văzut împrumut... dumneavoastră condițiile de să dăm banii înapoi? Deci, cum să spun, dacă m-ați fi întrebat pe mine, eu aș fi spus că totuși ar fi trebuit să ne limităm la aceste împrumuturi, pentru că vor fi generații întregi care vor plăti aceste împrumuturi. Bulgaria nu a făcut aceste împrumuturi, au zis că au rezerve, noi am avut creștere economică în ultimii 8 ani de zile peste 8%. Este cea mai mare creștere economică din toată această regiune. Și eu am avut și o performanță negativă a guvernului Tăriceanu, deci care a dus de la o creștere de 7,5%. La un bugetare, ca să nu avem nevoie să apelăm la aceste împrumuturi atât de mari. Numai că pe lângă aceste împrumuturi, domnule Antal, sau împrumutul ăsta de la FMI plus Comisia Europeană, statul se mai împrumută și din piața privată. Și aflăm astăzi că știam de cele 6 miliarde din aprilie, între timp suma a ajuns pe la vreo 9 miliarde de euro. Adică, cred că în vreo două luni mai avem 20 de miliarde. Doamna dragă, dacă am fi făcut aceste împrumuturi la începutul anului, că se știa foarte clar că nu o să ieșim. Că suntem în plină criză și o să mai adâncească dacă s-ar fi făcut aceste demersuri odată cu dezbaterea în Parlament a bugetului pe 2009, am fi fost cu un pas, hai să zicem, înainte, pentru că și așa, numai în iulie o să acceseze pentru niște programe pe care încă nu le cunoaștem, negru pe alb, pentru că nu le-am văzut nici cei, nici parlamentarii. Nu știu dacă alții știu ceva. Hai să zicem, acele 5 miliarde unde? În ce? Dar dumneavoastră ca parlamentar ați văzut exact detaliile acordului cu FMI? Nu am văzut. Și ați cerut avut acest lucru? Dar sigur că s-a cerut. Acum am înțeles că în sfârșit ni se vor prezenta niște materiale, pentru că sunt câteva programe care ar trebui să fie demarate deja la începutul lunii, unii cel târziu, investiții în infrastructură, așa mai departe, unde se creează locuri de muncă. Și în urma acestora o să avem și o dezvoltare, să ne pregătim pentru perioada în care o să ieșim din criză, peste vreo 2-3 ani, nu peste vreo 2-3 luni, ca să avem în sfârșit o infrastructură la nivel european. V-am spus un singur lucru, dar mai sunt și alte programe. Deci eu am o rugăminte totuși la colegii mei, că am asistat la această dispută, pentru că dumnealor sunt acum în campanie. Suntem europarlamentari candidați. Poate reușesc, pentru că s-a vorbit de interesul general și poate că în ciclul următor și colegii mei care vor fi acolo, noi sperăm patru, cel puțin acum sunt doi de la UDMR și domnul episcop ca independent. Sperăm ca în mandatul următor domnul Tăriceanu să nu mai facă aceste declarații antiromânești. Având în vedere faptul că sunt în același grup, în grupul Partidului Popular. E un nonsens într-un fel și ar fi de dorit ca să fie și colegii noștri sprijiniți într-un fel în demersurile lor, pentru că am avea într-un fel niște, exact niște concepte care în mai multe state sunt foarte acceptate și cunoscute și n-ar de una nimănui. Din potrivă, am ieșit dintr-un impas care acum s-a instalat din nou și noi nu înțelegem de ce, pentru că după 20 de ani ar fi o normalitate ca fiecare comunitate odată cu descentralizarea să ajungem și acolo. Îmi pare rău, din păcate România are foarte multe probleme. Deci noi